Ziua astmului marcată și în România. Astmul este o boală cronică de plămâni caracterizată prin probleme de respirație și prin simptome precum lipsa aerului, respirație șuierătoare, senzație de apăsare în piept și de sufocare și tuse. Cu ocazia zilei astmului, medicii atrag atenția că această afecțiune respiratorie gravă nu poate fi vindecată, dar pacienții pot duce o viață normală și activă dacă respectă câteva reguli simple. Printre acestea se numără administrarea unei medicații adecvate, respectarea controalelor periodice, protejarea față de factori alergeni precum praful, polenul sau părul animalelor. De asemenea, pacientul cu astm trebuie să evite fumatul. În plus, bolnavul care observă agravarea astmului trebuie să știe cum să reacționeze. Astmul se bazează pe o serie de simptome care pleacă de la criză de sufocare, o senzație de opresiune în piept, tuse și aceste crize se repetă de multe ori în timpul nopții, dar poate să fie și în timpul zilei. Crize care sunt generate de diferiți factori, începând de la alergeni până la factori alimentari, factori profesionali sau infecții. La conferința de presă susținută de profesorul Mihăl Țan de ziua astmului a fost prezentă și Ana Bivolan, o pacientă de 26 de ani care suferă de astm. Tânăra ne-a povestit că a descoperit astmul când a mers la Canto. De asemenea, ne-a spus și cum ține această boală sub control. Am aflat destul de recent, acum vreo, 3-4 luni, că nici nu știam că este o boală și nu știam ce mă afectează, de fapt. De 3 luni. Și cum ai început să-l ții sub control? Cu pastile, cu tot felul de anti-inflamatoare, anti-alergice, spray-ulețe, inhalatoare. Nu e așa. Zilnic în aer liber, așa cum se spune că trebuie să ieșim? Yes, nu de ajuns de mult, dar încerc. Mișcare faci? Da, am început să fac, mi-am cumpărat o bicicletă, am început să merg pe bicicletă, prin parc, până la serviciu sau înapoi, dar încerc să plec cât mai des, ori pe la mare, pe la munte. În România, la ora actuală, se estimează că avem între 800.000 și 1 milion de astmatici. Se știe că pe glob este o afecțiune care poate să fie mortală, în jur prevalența între 4 și 6,8% în România, dar poate să ajungă în anumite țări până la 10%. Numai în Europa, 30 de milioane de persoane suferă din cauza acestei boli, iar în vestul continentului, o persoană moare din cauza astmului în fiecare oră. Medicul pneumolog Florin Mihălțan a anunțat că, în scop preventiv, în Parcul Tineretului, pe 21 și 22 mai, se face spirometrie gratuit. Acest test măsoară capacitatea pulmonară, iar medicii dau rezultatele pe loc.